Ok, hai să vedem. L-am ținut toată seara, l-am încărcat. Atât! Atât! Ieri a fost așa de bine în Cismigiu că vreau să mă duc în Herăstrău cu bicicleta astăzi. Cred că e suficient de cald. Mi-am luat numai un polar și încă un polar pe mine și mă descurc. Doar pentru că e suficient de cald afară, nu înseamnă că e vremea ideală de biciclete. E gheață în continuare pe jos și va trebui să merg un pic pe lângă bicicletă până dau de pista de biciclete de pe Calea Victoriei. Wow! Ce treabă bună a făcut primăria! În spatele meu, ce vedeți cu zăpadă, este pista de biciclete de pe Calea Victoriei. Ideea e să fac câteva timelapse-uri cu lacul care este înghețat. Sper să se poată observa și trecerea timpului în ele. Câteva peisaje. Vlogurile astea sunt din ce în ce mai pline de peisaje, nu știu dacă ați observat. Îmi place cadrul ăsta, care probabil că nu se observă și care e cu lemnul de aici înghețat și muzeul satului. Numai că singurul lucru care se schimbă în timp în imaginea asta e steagul României ăla mic din față, pentru că bate vântul. Eram convins că o să-mi iasă niște peisaje ca lumea în Herăstrău. Nu m-am gândit ca un fotograf. Pentru că pe video nu știu de neapărat dacă ți-s niște timelapse-uri ca lumea în Herăstrău. Peisaje, da, timelapse-uri. Timelapse-urile. Acum tot ce trebuie să mai fac e să mă întorc la birou, să las bicicleta și să mă întâlnesc cu Flavia să mănânc de prânz, după care înapoi acasă, pentru că am descris textul pentru ZF. Să mergem! Hai că vin acum să te iau, adică să mă iei. Aha, da, da. Bine, bine, hai că vin acum. Uite-o pe Flavia! Flavia trebuie să-și umfle roata și este panică, este nu ca este o panică, dramă. Nu e adevărat. Problema era că mă transportam cu ghiozdanul meu care are 4,5 kg, cu un laptop pe care l-am luat în teste care are și la vreo 4,5 kg și cu încă o geantă pe care o aveam în mână. Afară din mașină, din telefonul suna constant. Uh-huh. Mă duc să ies, să ies în casă, nu știu ce. Am ajuns în casă, unde pisica când m-a văzut a sărit foarte repede de mașină, a scoat un pahar care s-a scoat în toată jucăgeria. Am pus-o pe jos, am răspuns la telefon, era la Luca, care spunea că e medic și nu putea mai transporta seara și mai dau un escort. Acum! Ies afară să-mi umflu roata și nu mergea compresorul și am avut așa un moment de stres. Du
După cum ați văzut, am consumat un burger imens la prânz. Așa că fratele vostru o să meargă 8 km pe jos până acasă, drept pedeapsă. Plus că nu pierd foarte mult timp, având în vedere că 50 de minute mi-ar fi luat cu metrou și mi-a 90 de minute pe jos. Deci 40 de minute în plus pentru burgerul ăsta mi se pare acceptabil. Pentru cei care țin socoteala, astăzi am mers 17,8 km, dintre care 2 km pe bicicletă și 15,8 pe jos. Asta pentru că e așa de gheață și sloi și grețos pe afară, că a trebuit să împing bicicleta pe stradă majoritatea timpului. Ce ați văzut voi filmat în clip sunt porțiunile unde era cât de cât lină și curată șoseaua și puteam să merg pe bicicletă. În rest, am tras-o după mine. Nu ieșiți cu bicicleta în perioada asta anului, așteptați până se topește zăpada.